Lucrările de reabilitare a bulevardului Stan Vidrighin se apropie de finalizare la intersecția cu strada 1 decembrie 1918. Primăria municipiului Timișoara, împreună cu constructorul și Societatea de Transport Public, estimează că circulația tramvaielor va putea fi reluată începând cu 15 aprilie. Tramvaiele 6A și 6B vor reveni pe traseele consacrate. După modernizarea completă a intersecției cu 1 decembrie 1918, va fi turnat ultimul strat de asfalt, vor fi amenajate spațiile verzi, vor fi plantați copaci și va fi realizată semnalizarea rutieră. Termenul de finalizare din contract este 30 septembrie 2024, însă lucrările sunt în avans. Dacă nu vor apărea situații neprevăzute, investiția va fi finalizată în luna iulie.